pricile iubirii. La cina din casa băieților, Nora se simțise confortabil și își forma deja câteva opinii pe care le împărtășea apoi și fetelor. Din câte am văzut, eu văd deja cupurile care o să se facă. Ioi! Nu zic, că mâine iar mă duc la hai. Nu. De pronostic, că mama Dana o dat. Este o conexiune între Andreea și Cosmin. Da. Este. Sebastian, nu vreau să mă pronunț serios, nu zic nimica, nu. Nu. Aici văd la fratele meu, chiar văd. Da, este foarte interesat de tine și vrea să te cunoască în adevărat. Dar gen și tu să dai un pic din tine. Dai un pic din tine, adică nu numai să aștepți, știi? Adică oferă și tu ceva. La Sabrina și la Perneș, nu știu, dar mi se pare... Da, și vorbeam... Adică Perne zicea că el, gen, nu a intrat în casă să facă o relație, deci să se axeze... Adică el mai mult feeling-ul emisiunii... Și vrea să-și cunoască. Deci să cunoască și alte persoane. Da, dar nu, da. Nu era în capul lui măsura sau... Căsătoria, nu. Nu, nu. Mi s-a întâmplat și mie. Nu, deci nu era deloc. Nu era. Exact, așa au zis și el. Uite, că... Și au zis că experiența asta cumva l-a schimbat în drumul acela. În drumul ăsta, da. Și asta a exprimat. Nu știu la Sebastian să mă pronunț, că cred că place pe cineva, dar așa de... Nu înțeleg. Dă cu virgulă acolo ceva, nu înțeleg. Deci, eu nu că, șoptit. Nu că dă cu virgulă, adică îmi ceva, vorbește foarte codat. Ce. Nu înțeleg. Lucy? Nu. Nu a vorbit niciun băiat. Nu. Și nici, o zis că nici Nora n-o să zicem gen topurile. Pentru că la noi nu există topuri. În primul și în primul rând vrem să cunoaștem fetele, să avem măcar o interacțiune cu o fată, adică să am cu ea și după aia trag o concluzie, să zicem, și nu se grăbesc. Pentru a face o relație, a deveni, să ai o relație, trebuie să treacă niște trepte. Pe Andreea lui Miara? Este gen interesat de mine, au zis, este interesat de mine. Vedem, alte fete n-au zis. Capricile iubirii. Înțeleg că nu pronosticurile tale, ci mai degrabă ce ai extras tu de acolo din întâlnirea cu băieții pe care ai avut-o. Exact, așa este. Păi și sunteți mulțumite domnișoarelor? Hai să facem o recapitulare. Alina. Leo. Da, Sabrina. Perneș. Tu? Nu știu. Andrei. Andrei. De ce nu? Deci Andrei, da. Dar bine, este și Sese. Așa? Valentin. Cosmin. Nu mai e. Sese, Giovanna. Da. Larisa, Valentin. Alexandra și... La ei lucrurile sunt simple și... La Sebastian, nu știu. E un pic, nu știu. Nu-l înțeleg. Adică e ciudat pentru mine. Nu înțeleg ce vrea să-mi zică, să-mi transmită. Nu înțeleg. Păi nu, uite...